Șeful secției chirurgie de la Spitalul Municipal Roman, doctorul Dan Arvătescu, este singurul reprezentant al Romanului și al zonei în Colegiul Medicilor Neamț, ceea ce îl pune în mare dificultate în a reuși să susțină toate problemele cu care acest for profesional se confruntă. Noi funcționăm în baza unei legi. Legea care spune care sunt scopurile noastre. Ori, în privința alocării banului, nu avem în obiectul nostru de activitate. Pe de altă parte, trebuie să țineți cont că eu sunt singurul din afara Pietrei Neamț acolo și fac și eu ce pot. Nu mă închipuiesc că e foarte ușor. Înainte vreme, că s-au împlinit 20 de ani, se face acum o reuniune cu toți care au fost în ăștia 20 de ani în Colegiul Medicilor. Erau 4 din Roman, 3 din Târgu Neamț, 1 din Licați și restul din Piatra Neamț. Acum, practic, este 1. Și 12 din Piatra Neamț. Este greu. Dar nu e treaba colegiului, dar colegiul poate să facă niște lucruri. La nivelul Colegiului Medicilor Neamț se încearcă elaborarea unui memoriu care să atragă atenția factorilor responsabili despre situația extrem de grea cu care se confruntă sistemul de medicină de urgență din România. Și ce facem acum sau încercăm să facem este doctorița Maria Tălmăcel a depus un memoriu la colegiu cu privire la situația din CPU și la ultimele evenimente care au determinat și determină în continuare. Vedeți că și doctorul Polizov a plecat și sunt câțiva doctori care își fac a doua specialitate și miram aș să nu plece și ei de acolo. Este un loc extrem de dur. Este un loc în care în America lucrezi în urgență cam 10 ani, după aia te retragi de acolo, că nu reziști să lucrezi atât de mult. Nu este simplu. Colegiul Medicilor a luat notă și va face un comunicat către presă pe care îl vom pregăti la colegiu din partea tuturor medicilor urgentiști din județ. Cele două doctorițe din UCU Piatra Neamț care sunt în colegiu au misiunea să facă acest comunicat. Dar am luat și hotărârea ca pe fiecare centru să încercăm să apelăm la presă să facem emisiuni în care pe acest segment primiri urgențe să explicăm oamenilor. Cred că este și o problemă de comunicare. Unitățile și centrele de primiri urgențe din România se confruntă la această oră cu mari probleme de personal în condițiile în care această secție este cea mai solicitată în întreg sistemul sanitar românesc. Să explicăm cum se face, care sunt limitele, care sunt normativele legale pe chestii, care e situația, că poate de multe ori situația să fie că nu sunt destule cadre, că nu sunt destui oameni. Nu știu, eu am misiunea de la colegiu să generez aceste întâlniri. Dacă sunteți de acord, am vorbit și cu doctorița Tălmăcel și vom putea face astfel de emisiuni. Adică în care să explicăm că acești oameni, așa cum sunt ei, cât sunt ei, fac mai mult decât este omenește posibil în condițiile date ca să facă medicină de urgență. Medicul Romașcan apreciază că sistemul de urgență din România este cel mai solicitant și că, din păcate, nu este un sistem în care să se reziste mulți ani. Până și în America, un medic nu poate lucra mai mult de 10 ani în sistemul medical de urgențe.